Am aflat și noi astăzi în live de fapt de ce a avut aceste rețineri și încă le are Luiza, de ce a dat înapoi și ne spunea Bogdan că din cauza alcoolului pe care îl consumă la petreceri. Apoi Luiza a vorbit și cu fetele despre acest subiect și au ocolit motivul până când acestea au ghicit spunea lui Iza că pentru ea e o problemă mare și așa vede ea această situație, dar de fapt ar putea să nu fie atât de mare problema respectivă. Am văzut că Ioana era foarte vehementă și spunea că dacă e vorba despre dependență de alcool este foarte grav. Bogdan a explicat în live-uri că dacă se simte bine, nu consumă atât de mult, dar dacă e mai necăjit, atunci bea câteva pahare. Luiza a dat de înțeles că nu ar vrea să mai treacă prin ceea ce a trecut, să nu se mai întâmple ca în trecutul ei și din asta putem înțelege că fostul iubit avea o astfel de, un astfel de viciu. Cred că teama lui Izei este faptul că în casă îl vede cât consumă, este ocazional, dar nu știe ce se petrece în afara casei și cum este el.